Lăudat să fie Iisus! Astăzi, cu mila Domnului, am ajuns să celebrăm duminica de după botezul Domnului. Acestui an sperăm că nu la fel de ciudat, ca să nu spun alt cuvânt, ca și cel care s-a încheiat. Un an în care ar trebui, plecând de la această Evanghelie, să ne regăsim speranța într-o lume care se scufundă tot mai mult în întuneric. Cum spune aici, în poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor care ședeau în ținutul și în umbra morții, lumina le-a răsărit. Cred că așa, înainte de a intra propriu-zis în pericopa de astăzi, cred că mesajul pe care Domnul vrea să-l transmită este că, deși privind realist lucrurile, mergem dintr-un întuneric într-altul, totuși, dincolo de ceea ce face lumea și păcatul în lume și satana, și oamenii satanei și oamenii care promovează păcatul, totuși există o lumină care răsare. Și Domnul ne invită să avem discernământ, să avem curaj să găsim lumina acolo unde este și să ne apropiem de ea. Există speranță împotriva oricărei speranțe. În Evanghelia de astăzi, după ce s-a meditat duminica trecută și în toată această perioadă, la botezul lui Hristos, ieri s-a citit Evanghelia care face de intermediar între începutul activității Domnului și botez, adică Evanghelia în care diavolul a încercat să îl ispitească pe Hristos, să-l convingă să facă ceva care nu se cuvenea și Domnul l-a învins. Astăzi citim cum își începe Iisus activitatea publică și ne este un exemplu lucru acesta pentru că, așa cum ai spus și cu alte ocazii, Domnul are o singură personalitate, nu are mai multe personalități, nu este schizofrenic Dumnezeu, El cum a fost, așa e și așa va fi. Nu schimbă modul de a fi, nu schimbă stilul. De aceea este foarte important să citim ce scrie în Evanghelii, pentru că ce a făcut Dumnezeu la vremea aceea, a făcut și în Vechiul Testament la fel și așa va face și astăzi și la sfârșitul lumii. Pentru că este una și aceeași persoană, Fiul lui Dumnezeu, nu sunt mai multe. Atunci trebuie să deschidem ochii, să vedem bine modul în care Hristos lucrează și modul în care își începe activitatea prin care aduce lumină în întuneric. Așa va face și astăzi. Iisus își începe activitatea publică după ieșirea din scenă a premergătorului său, a heraldului său, a solului său, asumându-și de data aceasta el însuși figura heraldului lui Iahve, solului Dumnezeu, din cartea lui Isaia, care vestește sosirea zilei inaugurării împărăției lui Dumnezeu în Israel. De asta și strigă, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, s-a apropiat. Pardon. Și prin Israel a împărăției lui Dumnezeu în întreaga lume. Istoria oamenilor a ajuns la faza finală a planului de mântuire. El nu, Hristos nu este doar heraldul acestei împărății, ci prin el deja se exercită puterea împărăției dumnezeiești, care înlocuiește împărăția de până atunci a demonilor, dacă vreți, a zeilor păgâni, nu? Din antichitate, asupra persoanelor și a lumii. Citim în Matei 12:28, atunci când este acuzat Iisus că scoate demonii cu puterea stăpânului demonilor, zice Hristos, dacă totuși eu cu Spiritul lui Dumnezeu îi scot pe demoni, atunci iată că a ajuns deja la voi împărăția lui Dumnezeu. Asta este, până la urmă, miza cea mare. Poate v-a spus Părintele Ioan, dacă n-ați auzit predica lui, în Statele Unite s-a
întâmplat un lucru care mi se pare foarte semnificativ pentru starea lumii de astăzi, un simptom foarte clar, ca să înțelegem ce se întâmplă. De fapt, ce se întâmplă este că Iisus a dat la o parte demonii de la putere, pe cei puternici i-a dat jos de pe tronuri. Nu se referă la împăratul de la Roma, ci se referă la zeii păgâni, zeii popoarelor păgâne care conduceau popoarele, erau demoni. Și Iisus i-a alungat și în Apocalipsă se spune că va veni o perioadă când li se va reda o parte din putere ca să ispitească și biserica așa cum a ispitit pe Hristos. S-a pus într-un oraș din Arizona o pancadă din asta, un billboard din asta publicitar enorm, puteți să căutați pe internet că îl găsiți, pe care scrie mare, așa frumos, extraordinar, Abortions saves lives. Da? Avorturile salvează vieți. Bun, asta am mai auzit, dar ce scrie sub este de fapt ceea ce pe noi ne interesează. Pentru că sunt invitate persoanele care citesc acel afiș să vină la ei la biserică. Dacă vă uitați jos, este biserica satanică, sataniștii din Arizona, pentru a participa la slujbele lor sacre de avort. Na? Este exact ce se întâmpla în popoarele păgâne de dinainte a venit Hristos. Vă amintiți de asteci, dar nu numai, că și acolo, în jurul Palestinei, se întâmpla același lucru. Existau sacrificii umane și sacrificii de copii, chiar acolo în jurul Israelului. Numai Israelul nu sacrifica copii. Vedeți? Este aceeași lucru. Și noutatea este că de data aceasta avortul este privit ca un act sacru, adică o religie dedicată lui Satana. Da? Iisus a venit pe pământ pentru a inaugura împărăția lui Dumnezeu, nu? Și pentru a-i scoate pe demon de la putere. Iar astăzi se întâmplă exact opusul. În vremea noastră avem și noi o responsabilitate pentru asta. Legea și profeții, spune Hristos, s-au împlinit deja. Începe o nouă perioadă în viața lumii, în care se proclamă sosirea iminentă a împărăției lui Dumnezeu, care este deja prezentă în formă ascunsă prin prezența Regelui ascuns, care este Hristos, și care va veni împărăție atunci când nimeni nu se va mai aștepta să vină într-un mod definitiv, împlinit, desăvârșit, la întoarcerea aceluiași Iisus, a Regelui, de data asta nu ascuns, ci în gloria sa, împreună cu îngerii săi, pentru a judeca lumea aceasta. Da? Asta este mesajul Evangheliei de astăzi, că nu e foarte complicat. Da? Iisus a alungat demonii, fiind încă rege ascuns. Oare ce va fi când va veni rege în toată splendoarea autorității sale? Noi asta așteptăm. De aceea spun, este o Evanghelie care ne îmbie la speranță, cu cât mai mult este bezna mai mare, cu cât mai multe bătălii pierdem, cu cât mai mult demonii de la sfârșit din Apocalipsă reușesc să-i învingă pe sfinții de la sfârșit, așa spune Apocalipsa, și li s-a dat putere să-i învingă pe sfinți. Cu cât suntem mai praf, mai pe românește, cu atât speranța noastră trebuie să fie mai mare, că nu ne salvăm singuri. Ne salvează Domnul sau nu salvează nimeni, și de pandemie. După arestarea lui Ioan și împrăștirea grupului botezătorului, Iisus pleacă în Galileea. Spune Luca, s-a întors cu puterea Spiritului Sfânt în Galileea. Probabil a trecut mai întâi pe la noi săi prieteni din Capernaum, cu care a călătorit împreună în nord, după care merge împreună cu ei la Nazaret. Știm că primele minuni le face acolo, în Cana Galilei, lângă Nazaret și alte câteva. Și inițial, compatrioții săi, concetățenii săi din Nazaret, l-au primit bine, nu? Vă amintiți că citim în Evanghelie cum toți îl încuvințau.
Până în ziua aceea de sâmbătă, în care în sinagogă citează Iisus din Isaia 61, Spiritul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, etc. Deci, când aplică această profeție mesianică lui însuși, da, se termină relația bună pe care avea cu concetățenii din Nazaret, care încearcă să-l omoare, să-l linșeze, nu? El, în schimb, scapă, nu știm, nu ni se dă detalii, și se refugiază, pleacă definitiv din Nazaret, de unde a crescut, își lasă prietenii din copilărie, da? Și se duce într-un alt oraș, în Capernaum. Și noi începem Evanghelia din acest punct, în care Iisus face o foarte mare schimbare în viața sa. Lasă tot ce a avut înainte, prieteni, mamă și tată, tată nu avea oricum, da? Maria vine cu el, nu merge singur, da? Lasă totul și începe o viață dedicată exclusiv misiunii pe care o avea. Pentru că până atunci, poate știți că era un dulgher, era un tâmplar, a moștenit afacerea Sfântului Iosif, trebuia omul, era un rabin, dar trebuia să trăiască din ceva, nu? Și dacă Sfântul Pavel făcea corturi, el făcea mese și scaune și mobilă. După ce părăsește definitiv Nazaretul, în viața lui Iisus așadar se petrece un viraj, o schimbare de direcție. Rabinul Iisus renunță la ocupațiile obișnuite, își închide afacerea, dacă vreți, mai în limbaj actual, își părăsește casa, poporul și renunță la viața modestă și liniștită pe care o dusese în micul său sat în care crescuse. Adoptă, în schimb, un mod de viață adaptat mesajului pe care urma să-l proclame. De asta am spus, sănătate, că noi avem o responsabilitate și noi. Pentru că dacă în vremea de astăzi noi nu trăim o viață compatibilă cu lumina pe care trebuie să o propovăduim în întunericul ăsta, nu o să ne creadă nimeni. Și o să fim responsabili de sufletele lor. Noi care spunem că am crezut, când ni s-a dat harul să credem. Vedeți, Iisus mai întâi, înainte să-și deschidă gura, că prima dată zice, pocăiți-vă, dar înainte să spună ceva, Iisus își adaptează modul de viață la mesajul pe care urmează să-l spună. Nu poți fi credibil dacă viața ta nu se potrivește cu ceea ce ai de spus. De aceea Iisus optează pentru viață lipsită de grijile vieții pământești, lipsit de casă, zice, nu are unde să-și plece capul, pentru a fi liber să vestească iminenta instaurare sau restaurare a împărăției cerurilor pe pământ. Condus de Spiritul Sfânt, începe un gen diferit de viață, dedicată total și exclusiv misiunii încredințate lui. Ia o opțiune fundamentală pentru sărăcie și renunțare la toate într-un total abandon în mâinile providenței lui Dumnezeu. Cum a făcut celălalt părinte al credinței, Avraam, când a plecat din Urul Caldeei, fără să știe unde se duce și ce o să facă. Da? Asta este ceea ce noi trebuie să avem curaj astăzi. Chiar dacă toate siguranțele noastre zboară în aer, nu mai avem cârje pe care să stăm, toți cei care ar fi trebuit să ne ajute nu sunt statnici pe picioare și parcă totul se duce pe apa sâmbetei, abia acum începe calea credinței. Vedeți, Iisus a renunțat la tot ce îl putea sprijini omenește vorbind pentru a-și împlini misiunea și pleacă la drum cu absolut nimic. Și merge în Capernaum, coboară din zona muntoasă a Nazaretului și vine pe malul Mării Galilei, în Capernaum, la granița dintre Zabulon și Neftali. Capernaum era un oraș pe vremea aceea comercial și cosmopolit, se numește aici în Evanghelie, zice Galileea neamurilor,
în limba greacă este Galileea ton etnon, Galileea străinilor păgâni, un oraș, cum a venit astăzi, multicultural. În Evanghelia de la Dragșina, care a tradus în anii 30 în limba greco-catolică de atunci, este Evanghelia limbilor. Da? Ca să înțelegem că și la noi asta e problema astăzi cu diversitatea, multiculturalismul, mai ales în Banatul, în care tot timpul a fost așa, nu este o noutate. Și se stabilește acolo, vedeți că Iisus are un stil, se duce exact acolo unde era mai rău, unde era întunericul mai beznă. Pentru Matei această schimbare de rezidență răspundea planului dumnezeiesc, căci împlinea prorocia lui Isaia din capitolul 9, care zice: în vremurile de demult, el a supus pământul Zabulonului și țintului Neftalim. În vremurile de pe urmă însă, el va acoperi de slavă calea mării, celălalt țărm al Iordanului, Galileea neamurilor păgâne. De aceea, poporul care locuia într-un întuneric va vedea lumină mare, și voi cei ce locuiați în latura umbrei morții, lumină vă va străluci. Textul din Isaia se referă la, atunci când spune că mai de mult l-a supus pe Israel, se referă la invazia asiriană în nord, cu peste 700 de ani înainte de Hristos. Regatul de nord a fost cucerit de asirieni în 812, iar locuitorii cetăților din jurul mării au fost deportați în Asiria, în Mosulul de astăzi, că de Mosul a auzit toată lumea, mai ales în ultimii 2-3 ani, da? Cu ISIS și cu toate problemele care au fost atunci. Vreau un singur lucru să vă subliniez. Atunci, pentru că, repet, este semnificativ, așa face Dumnezeu tot timpul. Când a fost deportat Israel, adică nu Iuda, nu regatul din sud, ci cel din nord, asirienii, spre deosebire de ce vor face babilonienii, asirienii au deportat numai crema societății, numai autoritățile, bogații și intelectualii. Pe țărani, pe oamenii obișnuiți, i-a lăsat acasă. Dar știți ce s-a întâmplat, nu? S-a întâmplat că atunci când poporul a rămas fără lideri, imediat au fost importați lideri din țările din împrejurim, nu? Și dacă îți vin alți intelectuali, alți nobili, alți regi, ADN-ul cultural al poporului de jos se schimbă. O să ai altă cultură, altă religie, altă civilizație. De aceea spuneau cei din sud, când au auzit că Iisus e din Galileea: dar poate să vină ceva bun din Galileea vreodată? Vă amintiți? Da? Deci Galileea era partea aceea de nord, mai ales Capernaumul, care zice Calea Mării. Calea Mării era numele autostrăzii care trecea pe acolo și lega Iordania de astăzi și Ierusalimul de Siria, de Damasc. Avea autostradă, se numea Via Maris, Calea Mării, pe acolo trecea. Și era o vânzoleală la extremă față de ce era în Nazaret, unde era munte și calm. Dar vedeți că Iisus s-a dus la oraș. N-a stat retras, ascuns, izolat. Putea să-i cheme acolo pe toți. Nu, el a ales să se ducă în locul unde putea să întâlnească cât mai multă lume, chiar dacă lumea aceea nu va înțelege foarte mult din ceea ce face el. Isaia în acea profeție îi invita la încredere în Domnul în ciuda dezastrelor. Deși Dumnezeu permite umiliri temporare, el totuși nu va uita omul până la sfârșit. Nu așa se va termina, căci Dumnezeu va elibera poporul său. Iisus aici, în ținutul lui Zabulon și Neftali, vine, adică unde? Acolo unde a pierit pentru prima dată lumina, unde s-a stins prima dată, acolo s-a dus. Adică acolo unde de cel mai mult timp nu exista lumină, ci numai întuneric. De acolo de unde a început boala.
Da? Și Dumnezeu va face întotdeauna așa. Ieșirea din întuneric, o să revin la lucrul ăsta la sfârșit, ieșirea din întuneric, un alt lucru pe care trebuie să-l reținem, nu? Capernaum este întunericul, da? Ieșirea lui din întuneric după 800 de ani de semi-apostazie nu este inițiată de oamenii din oraș. Nu fac ei ceva prin cercetări, prin rugăciuni, prin evlavie, nu fac ei ceva ca să scape, ci, vedeți, Dumnezeu, Tatăl poporului e responsabil de popor, nu copiii sunt responsabili de Tatăl. Da? Dumnezeu este Cel care inițiază convertirea. Convertirea, sigur, este și o decizie a noastră, dar este întotdeauna precedată de lumina adusă de Dumnezeu, de darul gratuit ale vizitei lui Dumnezeu în viața noastră de păcătoși. Cum spune Sfântul Pavel, Dumnezeu v-a iubit pe voi pe vremea în care voi încă erați dușmanii lui și a venit și v-a vizitat. Sfântul Ioan Crisostom interpretează aceste cuvinte, lumina le-a răsărit sau a strălucit, arătând că nu au găsit prin căutarea lor, ci însuși Dumnezeu le-a apărut. Nu ei au alergat primii spre lumină, pentru că oamenii se aflau în cea mai mare mizerie înainte să vină Hristos. Lucru valabil și pentru Europa și Occidentul de astăzi, scufundat în întuneric. Nu trebuie să intrăm în panică, în depresie, că parcă toate se duc pe râpă. E treaba lui Dumnezeu. Atât le lasă cât trebuie să le lase, după care va interveni. Treaba noastră nu este, geopolitica lui Dumnezeu. Oricum nu o putem schimba. A spus Iisus, păi voi nu trebuie să faceți nici măcar un fir alb sau negru. Stați liniștiți. Dumnezeu este împăratul împărăției sale. El va hotărâ cum merg popoarele, istoria, nu? Ideologiile, da? El le pune granițe, capăt, direcție. Convertirea poate începe așadar numai atunci când Dumnezeu hotărăște și întotdeauna, dacă ne uităm la Capernaum, doar într-un loc periferic, într-o regiune păgână, îndepărtată de Dumnezeu, scufundată în întunecimea morții. Pentru că în astfel de întuneric, lumina poate străluci. Spre deosebire de Ierusalim, care se bucură de o falsă lumină. Nu putea oare Iisus, după ce a fost botezat de Ioan și era la doi pași de Ierusalim, să rămână acolo și să se ducă în oraș și să încerce să le predice saducheilor și autorităților de la templu și ceea ce avea de făcut, adică restaurarea religiei autentice în Israel, chiar se putea face, omenește vorbind, că vorbeai cu cei care pot schimba ceva? Și vedeți că n-a făcut asta? Nu, s-a întors înapoi în Galileea Neamurilor și dintre orașele pe care le-a avut de ales, a ales exact orașul din care a plecat lumina cel mai de demult. Aici, în aceste zone, preferă Dumnezeu să intervină, exact acolo unde noi am găsit că nu este oportun. Eu, Domnul, sunt Cel care te-am chemat, spune Isaia, capitolul 42. Eu sunt Cel care te-am luat pe tine de mână și te-am ocrotit și te-am pus să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii celor orbi, să scoți din temniță pe cei robi și din adâncul închisorii pe cei ce locuiesc în întuneric. Cu aceste cuvinte s-a dus Hristos în Capernaum. Și ce a spus acolo? Care a fost mesajul său? Care a fost anunțul său, proclamarea sa de herald al veștii celei bune? Și o regăsim aici în ultimul verset din această Evanghelie, la versetul 17, de atunci, zice Sfântul Matei, a început Iisus să propovăduiască.
ce? Și să spună, pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Această expresie, proclamarea veștii celei bune a Evangheliei, este sinonimă astăzi, ar fi cu evangelizare. Această vestire plină de veselie se întâlnește deja în multele vești bune pe care Isaia, profetul mângâierii, le proclamă locuitorilor Ierusalimului, anunțându-le întoarcerea viitoare în țara făgăduinței după exilul din Babilon. Cât de frumoase sunt pe munți picioarele trimisului care vestește pacea, a solului de veste bună, care dă știrea mântuirii. Care este știrea mântuirii? Dumnezeul tău este deja împărat. Vedeți, e un act de credință. Noi trebuie să credem că dincolo de ceea ce se vede, dincolo de scena acestei lumi, în culise, dacă vreți, în spate, este Dumnezeu și îngerii săi și sfinții săi cei care hotărăsc ce se întâmplă pe scenă în următoarele 5 minute. Ce este această Evanghelie pe care o proclamă Iisus, vestea bună? Evangheliile în lumea lui Iisus existau ca și cuvânt, exista cuvântul în limba greacă și reprezentau decretele imperiale emanate de la autocrați, de la imperatori, care se considerau stăpânii și salvatorii divino-umani ai întregii lumi. Nu erau niște simple informări, ca și un buletin de presă, ci erau decizii imperiale care schimbau starea lucrurilor înspre binele cetățenilor. De aceea, Evanghelia lui Hristos este decretarea cu autoritate a pătrunderii lui Dumnezeu în istoria oamenilor, pentru a salva lumea aceasta. Când Iisus spune împărăția celor s-a apropiat, El spune că deja a venit împăratul. Cum am și citat, dacă eu scot demonii cu Spiritul lui Dumnezeu, împărăția cerurilor a sosit deja la voi. De aceea, în fața deciziei imperiale de a vizita cetatea, în cazul acela Capernau, atitudinea potrivită este refacerea relației cu împăratul, întoarcerea spre împărat și acceptarea autorității lui. De aceea Iisus strigă, pocăiți-vă, în românește tradus cu convertiți-vă în alte Biblii, în limba greacă, metanoiete, de la metanoia, care înseamnă de fapt o preschimbare, o transformare a minții, o schimbare de mentalitate, a renunța la propriile tale criterii de judecată, a-ți revedea modul în care gândești lucrurile, a le vedea din altă perspectivă. Cel mai potrivit ar fi în românește, în greacă e metanoia, dincolo de mintea pe care o ai acum, nu? La noi ar fi răzgândire. E gândire, meta, răz. Răzgândire. A avea curaj să spui că modul în care tu ai văzut lucrurile până acum nu este cel corect. Și a te supune autorității împăratului care aduce interpretarea corectă despre realitate. La nivel afectiv însemna și părerea de rău pentru greșeala sau răul făcut deja, pentru faptele rele și a-ți întoarce inima cu totul spre Dumnezeu. Dacă vreți, în Sfânta Scriptură se regăsește în Cartea lui Iosua, capitolul 24, definiția acestei convertiri. Zice, a adăugat Iosua către popor, lepădați zeii străini pe care îi aveți și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul lui Israel. Da, sunt două lucruri de făcut pentru a te răzgândi, pentru a te răsuci înspre Dumnezeu. Trebuie să lași cele vechi, cele rele și să te întorci către Dumnezeu. În Cartea Regilor, a doua, capitolul 17, întoarceți-vă din căile voastre cele rele și păziți din nou poruncile mele, așezămintele mele,
și toată învățătura pe care eu am dat-o părinților voștri și pe care v-am dat-o și vouă prin prorocii mei. Închei citatul. Atunci când poporul face această întoarcere la Dumnezeu și acceptă autoritatea împăratului Dumnezeu, efectul acestei întoarceri este întotdeauna același. 2 Cronici 36. Fiii lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avram și a lui Isaac și a lui Israel, și atenție, și se va întoarce și el la cei rămași credincioși dintre voi. Întoarcerea poporului are întotdeauna ca și efect întoarcerea lui Dumnezeu la popor. Dacă vi se pare că Dumnezeu nu-i mai nicăieri, asta este cheia de să-L începi și tu să-L cauți. Pentru că întotdeauna o relație de dragoste, o relație de prietenie, presupune doi parteneri. Și dacă unul nu vrea relația, nu va merge. Oricare dintre cei doi nu vor relația, nu va merge. De aceea, dacă vezi că nu merge, tu care vrei să meargă, te duci înspre cel care parcă s-a retras din relație, ca să vezi dacă poți repara ceva. Poate tu ai greșit ceva. Asta este convertirea. Și când Domnul vede că omul face lucrul acesta și el se întoarce la om, vă amintiți fiul risipitor? Eu mor aici, nu? Și slujitorii tatălui meu trăiesc în... Nu? Mă voi întoarce. Și de departe l-a văzut tatăl și a fugit și, nu, la grumazul lui. Ezechiel 33:11. Spune poporului meu, precum este adevărat că eu sunt Dumnezeul cel viu, tot așa este de adevărat că eu nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea sa și să fie și el viu, cum sunt eu. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de ce insistați să muriți voi, casa lui Israel? Pentru că dacă Dumnezeu este viu și tu nu ești în legătură cu cel viu, înseamnă că ești mort sau vei muri în scurt timp. Spune așadar celor rămași din popor, Zaharia 1:3, așa zice Domnul Sabaot, întoarceți-vă către mine și atunci mă voi întoarce și eu către voi. Pentru că, vedeți, o relație se poate repara numai din, atunci când una dintre părți încearcă să o repare. Da? Și eu încerc să spun că Dumnezeu face întotdeauna primul pas. Iisus a dus unde a fost mai întuneric. Dar dacă omul nu face niciun pas, nu se va întâmpla nimic, chiar dacă Dumnezeu este prezent, cum a fost și în viața lui Iuda, și nu s-a întâmplat nimic bun. Întunericul nu se duce decât odată cu intrarea luminii. Nu ne putem îndepărta de păcat dacă mai întâi nu ne-am apropiat de Dumnezeu. Și astăzi, ca să ne apropiem de încheiere și, și să încercăm să aplicăm la vremurile noastre, și astăzi intervine Dumnezeu în întunericul lumii noastre, în bezna vieților noastre, atunci când întunericul, obscuritatea se lasă mai grea și cu atât mai mult acum. Căci, după cum ne-a învățat Sfântul Pavel, unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit harul. Și astăzi, Iisus, rabinul din Nazaret, este viu, este Dumnezeul cel viu, cel înviat. Și astăzi El este heraldul împărăției cerurilor, solul civilizației adevărului și al luminii. Și astăzi Domnul Iisus Hristos este lumina lumii și vizitează acest ținut al neamurilor repăgânizate, această Europa multiculturală și multietnică, Europa ton etnon, cum a fost Galileea ton etnon. Dar, ca și atunci, atenție, că am spus la început, nu face altfel decât atunci, nu merge oriunde și oricum, ci merge în Capernaum,
își stabilește centru de propovăduire în casa lui Petru. De asta s-a dus în Capernaum. În atâta beznă, acolo unde era bezna mai mare, unde era mizeria cea mai mare, exista un punct din care se putea începe. Casa lui Petru. Adică astăzi, Biserica Catolică, cea în care subzistă încă istoric Biserica lui Hristos. Chiar dacă asemenea lui Petru, de dinainte de cruce și de rusalii, membrii bisericii au nevoie de convertire. Fiind mereu expuși riscului de a-L părăsi pe Domnul, pentru că având o gândire prea omenească, nu pot înțelege gândirea dumnezeiască, cerească, a capului nevăzut a bisericii. Chiar dacă în cele din urmă va fi mai greu în ziua judecății Capernaumului decât Sodomei și Gomorei, Iisus a dus în Capernaum, asta nu înseamnă că a salvat orașul. A spus, va fi mai rău de Capernaum decât a fost de Sodoma și de Gomora. Orașul lui Petru, da? Trebuie să sune foarte, foarte puternic în inimile noastre de catolici cuvântul acesta. Iisus își așează sediul de campanie în casa lui Petru, de aceea să nu-L căutați în altă parte, nici astăzi, pentru că nu-L veți găsi. Și o face nu pentru că Petru este bun și înțelept, ci L-a ales Domnul tocmai pentru că Petru nu are o gândire suficient de purificată, de întoarsă spre cer, precum apostolul Ioan, de exemplu, ci tocmai pentru că Petru este prea pământesc, prea lumesc, prea secularizat și caută Petru să-L smintească pe Domnul de pe calea sa. Tocmai de aceea L-a ales ca să ne arate nouă astăzi că este posibilă convertirea numai atunci când Domnul se întoarce spre noi. Știți când s-a convertit Petru? Când s-a întors Iisus, mergând spre tribunal, spre condamnarea la moarte, Iisus, spune Evanghelia, și-a întors privirile spre Petru, care trădase de trei ori. Da? Atunci când Domnul își întoarce privirile spre noi și noi ne întoarcem la El, altfel nu este nicio șansă de salvare. În Matei 16:23, Iisus, întorcându-se, a zis lui Petru, mergi înapoi a mea, Satano, sminteală-mi ești, că nu cugeți cele ale Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Vedeți? Nu este numai întoarcerea ochilor cu milă atunci când s-a convertit Petru, ci este și întoarcerea ochilor cu judecată. Fără această judecată dură a lui Hristos, când Petru a încercat să-L smintească pe Domnul, Petru nu ajungea să se pocăiască, nu? La poalele Golgotei. Este același Petru, fericitul Petru, căruia tatăl, cu 5 minute înainte de a-L minti pe Domnul, l-a găsit vrednic să-i reveleze identitatea divină a fiului. Petru, care va deveni stânca credinței, pe care Dumnezeu își va clădi biserica sa, care nu se va surpa până la sfârșit. Petru vine din Galileea limbilor. Biserica Europei Multiculturale este chemată să umble cu Domnul spre Golgota și spre înviere, să devină biserica cinzecimii, în care Dumnezeu unește diversitatea limbilor pământești sub autoritatea unicei împărății cerești. Dar pentru aceasta, biserica trebuie să se întoarcă la Domnul, să adopte un mod de viață potrivit cu mesajul pe care îl are de transmis. Nu poți chema la pocăință dacă tu nu trăiești o viață de pocăință. Nu este credibilă o biserică mâncată dinăuntru de corupție, de pedofilie, de avort, nu? De necredință, de disperare. Nimeni nu te crede. Nu poți să-L scoți pe altul din întuneric dacă și tu ești căzut în întunericul acela. Profeții știau că nici poporul, nici omul nu vor putea să se întoarcă la Dumnezeul lor după ce au căzut, decât atunci când
printr-un har și o inițiativă plecată de la Dumnezeu însuși, acest proces va fi inițiat. Astfel, Ieremia, în fața experienței unui popor păcătos care nu se mai poate converti, nu se mai poate căi, nu se mai poate întoarce la Dumnezeul lui, strigă din adâncul uitării de Dumnezeu, din adâncul despărțirii inimilor, strigă: întoarceți-vă către acela de care adâncul vă desparte, copiii lui Israel. Din adâncul răzvrătirii, al trădării și al infidelității. Pentru că dacă noi ne întoarcem spre Domnul, spunând numai atât, Kyrie eleison, nu-i nevoie de cuvinte aici, că e situația prea gravă. Atât, Kyrie eleison, Doamne, dacă Tu nu ne scapi, nu ne mai scapă nimeni, nici măcar noi. Isaia 3:20, tocmai așa cum femeia infidelă își înșală pe soțul ei, așa și voi, casa lui Israel, v-ați purtat cu înșelăciune față de mine. Glas se aude pe înălțimi, se aude plânsul jalnic al fiilor lui Israel, care se tânguiesc pentru că și-au stricat căile lor și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. De aceea, întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, și eu vă voi vindeca infidelitatea și neascultarea voastră. Începeți să spuneți: iată, Doamne, venim la Tine, că Tu ești Domnul și Dumnezeul nostru. Căci îl aud pe Efraim plângând și zicând: Tu ne-ai pedepsit și ne-ai bătut ca pe un vițel tânăr neînvățat cu jugul. Ce putem noi să mai spunem în această situație? Că pandemia este lucrul ăsta. Un singur lucru e de spus: Kyrie eleison. Să se întoarcă Domnul spre noi, spre biserica sa, spre Europa aceasta care l-a părăsit, cu ochii cu care s-a întors înspre Petru. Fie că sunt ochii judecății, când i-a spus: Petru, tu mi-ești minteală, fie că sunt ochii aceia milostivi de dinainte de a fi pus pe cruce și care l-a convertit definitiv pe Petru. Să spunem și noi către Domnul astăzi: Doamne, întoarce-mă Tu și mă voi întoarce, căci eu singur nu pot, căci Tu ești Domnul Dumnezeul meu, mântuirea mea. Amin.